Toate drumurile încep de aici, de la Centrul de Excelență în Transporturi. Fiind dotați de cei mai buni profesori, automobile, echipamente, putem deveni cei mai buni pe piața de automobiliști. Astăzi, Centrul de Excelență în Transporturi pregătește specialiști calificați în domeniul transportului auto cu competențe profesionale și sociale, reconfirmându-și statutul de instituție reprezentativă în învățământul tehnic. Oferta educațională la zi a Centrului de Excelență în Transporturi este una variată și atractivă și numără 5 specialități și 2 meserii. Diagnosticarea tehnică a transportului auto, traficul auto, echipamentul electric și electronic auto, exploatarea tehnică a mașinilor și utilajului pentru construcții, mentenanța drumurilor auto și exploatarea tehnică a transportului auto. Cele două meserii sunt mecanic auto, lăcătuș, redresare, caroserie și electrician, electronist auto. Suntem prezenți într-o clasă unde se desfășoară lecții teoretice la disciplina automobile. Astăzi, după cum văd din imaginile prezente, se discută despre automobile alternative. Profesorul este domnul Mihai Troian, care face această lecție. Absolventul dumneavoastră? Da, absolventul nostru, da. Acum, la moment, au disciplina automobile alternative. Desigur că fac cunoștință cu acele caracteristici și a unui automobil hibrid și electric, deci care este o nouă etapă în dezvoltarea automobililor. Deci apare necesitatea de a cunoaște, de a efectua lucrări de întreținere, diagnosticare și mentenanță. Deci, în final, ei trebuie să fie capabili, apți de a efectua așa tipuri de lucrări, mai ales că automobilele noastre tot devin mai performante, mai noi și cu unele caracteristici mai complicate de reparații și unele din ele devin chiar și periculoase. Dacă nu se cunoaște cum se efectuează lucrările prin deconectare celor componente tensiune înalte, poate să ducă chiar și la deces. De ce? Acum studiem mai mult partea teoretică, iar pe parcursul lucrării practice vom implementa toate cunoștințele acestea teoretice în probleme practice. Au ei create condiții atelierii practice ca să poată... Sigur, dacă trageți atenția, deci asta este partea teoretică. În partea opusă, dacă observați, stă un automobil Toyota Auris hibrid pe care se efectuează toate lucrările acestea practice, inclusiv prin dezactivarea celor tensiuni înalte și efectuarea lucrărilor propriu-zise, diagnosticare și mentenanță. Ce vor fi acești elevi când vor absolvi? Cei mai buni specialiști în domeniul transportului auto. Nimic am fost captivat de cum funcționează un automobil și ajungând la o vârstă mai mare, am dorit să cunosc asta mai apropiat. Ce ai găsit aici? Te-ai impresionat? E foarte convenabil să studiezi la Colegiul de Transport, deoarece primești multe cunoștințe ce țin de domeniul automobilului, numai ceea ce țin de acționarea lui, suspensia, motorul, indiferent, și caroserie. Cum se numește specialitatea ta? Exploatarea tehnică a transportului auto. Așa? După absolvire, tu ce planuri ai? Să deschizi un business. Un business, foarte bine. Deci vrei să fii propriul tău șef. Da. Cunoștințe sunt, posibilități financiare sunt. Da. Atunci lumea va aparține. Cum se învață aici? Aici învățăm destul de ușor, deoarece dacă nu avem posibilitatea de a pleca la automobilul, dar și de a vedea în viață reală, avem tabla interactivă, avem tabletele sunt mai mult performanți pentru a vedea, a exersa aceste exerciții. Tu ai îndemnat pe alți prieteni de tăi mai mici să vină aici și dacă da, de ce? Ce argumente îi aduce? Da, aș recomanda, deoarece e o posibilitate de a veni, de a deveni un mecanic destul de performant și de a putea munci și de a deveni cineva în viitor. Exploatarea tehnică a transportului auto este o specialitate de viitor. Prin ce? Ce învățați voi aici? Aflăm toate componentele automobilului și în caz că ele se defectează, putem să le reparăm. Cu ajutorul profesorilor și cu utilajul performant putem deveni specialiști de viitor. Uite, aveți o tablă interactivă care pe mine m-a impresionat. Ce ați mai învățat? Cel mai tare mi-a plăcut modul de funcționare a automobililor hibride. A fost demonstrat așa? Deci tot pe
La tabla interactivă? Da, am studiat tot motorul, adică cu ajutorul automobililor hibride putem economisi combustibil. Vă plictisiți aici? Nu deloc. Ce ați învățat până acum? Învățăm toate componentele automobililor hibride, care până acum nu avem nicio idee de dânsle. După anul 2, tu personal simți că ai suficiente cunoștințe ca să poți să încerci să repari tu? Da. După sunetul motorului, puteți afla ce probleme are mașina? Da, după sunet te determina o defecțiune a motorului. Spre exemplu, la roată, la mașină, dacă se aude un void, posibil e defectat rulmentul și trebuie de înlocuit. Așa, alt exemplu? Dacă bate la motor, poate să fie ruptă bila pistonului. În cazul când roțile automobilului acționează involuntar fără ajutorul șoferului, înseamnă că este de reglat geometria roților. Exploatarea tehnică. Tu ai ales această specialitate? De ce? Fiindcă directorul nostru tot a învățat pe această specialitate și, cum vedeți, a devenit director. De ce este șansa de a deveni și eu director. Da, da. Este un laborator obișnuit unde deși învață automobilele alternative. Cu regret, nu avem automobil electric, dar asta este pentru viitor. L-am adus din Franța pe acest automobil. Mai mult ca atât, istoria lui este tare interesantă. Noi am restaurat un automobil Zaporojă. Sunt așa automobil cu motorul în spate, da? Și l-am dus în Franța cadou, instituții cu care colaborăm. E absolut funcțional. Aici se fac unele lucrări de laborator la disciplina sistemele electrice auto. Profesorul este Dorm Carp Vasile, este absolvent a Colegiului Agroindustrial din Soroca. Lecțiile care sunt predestinate pentru specialitatea echipamentului electric și electronic sunt unele din cele mai moderne, deoarece avem în dotare diferite softuri care putem să le utilizăm anume pentru digitalizarea lecțiilor. Deci putem să utilizăm aplicațiile care sunt simulatoare, exact așa cum se face pe automobil și în practică. Elevii au posibilitatea, după ce simulează la această platformă tehnologică, să aplice pe automobil la lucrările practice. Și, practic, combinându-le, văd și un rezultat care îi bucură foarte mult. Am ales centrul de excelență în transporturi deoarece am avut o pasiune. Îmi plac foarte mult mașinile, să analizez problemele, să caut defecțiunile și să le rezolv. Mi-am ales specialitatea dată de echipament electro-electronic auto pentru că acesta este viitorul nostru. Noi cu dânsul să muncim și să ne dezvoltăm cu el. Eu am ales specialitatea echipamentele electric și electronic auto, deoarece mașinile sunt bazate mai mult pe electronic și este o solicitare foarte mare. Tu te consideri deja un specialist, așa, un micuț specialist? Puțin, da, dar încă mai este nevoie ca să lucrăm asupra noastră, ca să devenim pe viitor niște angajați foarte buni, niște meseriași iscusiți. Eu sunt pasionat de toată licitația de mașini și pe zi ce trece tot mai mult și mai multe componente electrice apar în automobil. Componente electrice noi care vreau să le studiez. Deci tu ai ales singur, ai fost îndemnat de cineva, ai vreun model? Da, domnul director care este acum, el tot a studiat echipamentul electric auto și acum a devenit director. Așa? Deci tu bați în perspectivă. Cam așa. Toată această linie care o vedeți noastră pe panou, pe pod, este linie de internet care noi am instalat-o. A fost înainte sau după pandemie? A fost până la pandemie și aceasta ne-a salvat într-o măsură care lecțiile care sunt. Fiindcă, vedeți, clasele sunt amenajate cu calculatoare, cu diaproiectoare și profesorul își poate permite să conecteze la o imagine careva, la o acțiune, să o demonstreze elevilor pe ecran. Am văzut și table interactive. Și table interactive, sunt în clasă care vedeți acolo. Iată aici, profesorul nu este, dar este și diaproiectorul pe pod este fixat și calculatorul este și majoritatea claselor sunt aceste instalate.
este un atelier de montare, demontare, unde elevii fac această practică. Cum trebuie să fie meseriașul ca să ajungă în timp, să crească în carieră și să ajungă într-o bună zi director? Trebuie să fii responsabil de ceea ce faci și mult stăruință. Așa este. Domeniul tău. Tu visezi la o carieră în pedagogie? Nu prea. Nu. Tu ești meseriaș bun. Da. Sper să ajung până în anul 4 și să primesc documentul de profesie. Subgrupă e divizată în două echipe și se ocupă de dezasamblarea motorului propriu-zis, adică au scos pistoanele, arborele cotite, acum ceva centrează acolo să vadă cum va fi, da? Dumneavoastră des obișnuiți să deschideți ușa în atelierile practice? Eu am făcut și eu practică aici cândva, deci și vin că, mă rog, am făcut ce fac dânsii. Făceam și eu, și eu trebuie să vin și în ziua de azi, când spune arbor de cotiț, începe să strânge de aici, așa e? Și merge încolo și încolo. Nu dintr-un capt așa, da? Dar de la mijloc, da? Păi la mijloc, de atunci încoace nu s-au schimbat nimic? S-au schimbat, dar motorul a rămas motor. Și cum ne zice, e motor cu ardere internă. Și procedura de asamblare, desamblare nu s-a schimbat. Eu mă ocup așa și acasă și la tata la loc, tot cu motoarele și mie îmi place. Îmi place acest hobby, în fel ca hobby pentru mine și îmi place. Sunteți aici la Centrul de Excelență în Transporturi. Cum vi se pare? Este posibil după ce absolviți această instituție să faceți o carieră frumoasă în acest domeniu sau în pedagogie, așa ca domnul director? Desigur, putem face, deoarece sunt nevoie de locuri de muncă pe acest domeniu și este o profesie foarte frumoasă și iubită de tinerii specialiști care termină acest colegiu. Domnul Petrenă, domnul profesor Boris Cazacu, într-o clasă am făcut studii la facultate, da? Pentru că el a venit după 10 clasă, da? Dar eu am plecat la facultate după colegiu, după tehnicum era atunci. Și împreună am învățat 5 ani automobilul. Dumnealui era pregătit mai bine, fiindcă a avut ca bază colegiul dat, adică cum se numea atunci tehnicumul de drumuri auto. Și eu, fiind după școala medie, deci nu aveam atâtea cunoștințe cum le avea dumnealui. Deci era o bază foarte bună aici. Și în ziua de astăzi, baza materială a colegiului e mult mai puternică ca a universității tehnice. Da, și de aici elevi mai bine pregătiți. Da, ca specialiști mai bine pregătiți aici vin, da. Eu văd că băieții sunt pasionați, le place ceea ce fac și... Băieții, da. Da, cum sunt acești viitori meseriași? În primul rând aici noi facem ca ei să se ajute unul pe altul, fiindcă sunt câteodată că dacă nu înțelege un elev, el se rușinează într-un mod oarecare, adică cineva are cunoștințe mai bune și el nu. Eu de la început le spun, să nu vă fie rușine, întotdeauna întrebați, că nimeni nu a însușit niciodată 100% tot. Și tehnica se modernizează, pe zi ce trece și apar noi, în construcții, ceva noutăți care câteodată și profesorul nu poate să știe cu apărut. Băieți, voi știți că sunteți monitorizați acolo, domnul director stă cu ochiul pe voi, da? Ați știut? Noi ne nu niște de ori și facem lucruri și nu atragem atenție la camere. Faceți lucruri și nu vă pasă că cineva stă cu ochiul pe voi, da? E atelier de caroserie unde se fac lucrări de tinechinegie. În viziunea dumneavoastră, ce este mai complicat? De a repara un motor, fie BMW, Mercedes, sau a redresa o caroserie. Ce e mai complicat? Proști și dvigăceli. Uvereai vas.
проще двигатель, намного проще разобрать и собрать. Я рад, что учусь в транспортном колледже, и рад, что у нас есть такой прекрасный директор, который приходит и объясняет нам. И очень приятно его слушать. Благодаря ему мы можем стремиться в будущем в жизни к лучшим целям. Наш директор тоже начинал с самого малого, как и мы. И поднимаясь по карьерной лестнице, он становился все лучше и лучше. Благодаря ему мы можем стремиться и также подниматься по карьерной лестнице все выше и выше. Директор нам стал другом и примером для стремления. Ciocanul, am fost strâmbat-o și am o trage înapoi, metalul. Că el o fixează, el îl încleie de metal și o trage înapoi. Până îi dă forma care trebuie să fie. Această mașină roșie, vedeți, Honda aceasta, da? Asta era, proprietarul era din Habarovsk, un rus. O uite în Chișinău și nu știu ce a făcut el, că a plecat în Habarovsk fără mașină, a lăsat-o pe bulevarul Negruțe. Și ieși de ani de zile acolo, eu când mergeam la minister, te mă vedem mașina asta. Șede, încolo vin, șede, înapoi mă duc, șede. Și îi zic lui, fost șefa poliției rutiere, unul Văzian Ion, a fost elevul nostru. La un moment dat, o luat-o la dânsii la poliția rutieră și careva i-a scos roțele. Și atunci el zice, vin și-o e, că dacă mai lăsa aici, îi scot și ferestrele. Și atunci m-am dus și am luat-o, am adus-o în coace, i-am găsit roți. Domnul Antoci a deblocat, că era cu sistem electronic de astea, deblocat. A făcut motorul și lucrează și în ziua de azi. Da. Și așa, istorie pot să povestesc despre fiecare automobil. Chiar aveți un atelier așa bine dotat, nu știu dacă mai au alte instituții așa. Mai trebuie să aveți și niște elevi cu drag de carte și cu dorința de a fi meseriași buni. Eu vreau să vă zic că toți elevii sunt dornici de carte. Pur și simplu, unul își reflectă dorința într-un fel, altul altfel. Nu toți sunt limbuți, este așa o vorbă la moldoveni, nu? Dar dacă a ales la noi să vină la noi, de cui știți că e a nostru. Știți că e a nostru. Și elevul când vede, eu îi spunem tot timpul domnul Andrăș, dacă este o mașină, trebuie dintre să se iasă fum și gălăgie. Fă ce vrei tu și cum vrei tu, dar ei trebuie să lucreze. Și că aceste automobile care sunt aici, toate sunt funcționale. Și motoarele din laborator de mai departe, tot motoarele sunt funcționale. Asta că noi le-am scos pe cele vechi, de gază 53, care erau voluminoase la 0-130, le-am scos, că ele ardeau mult benzină. Și am pus de Jiguli. Adică nu aveți cum să nu dați pe final specialiști buni? Noi nu putem să nu pregătim specialiști buni, fiindcă în jur de 30% din orele predate sunt orele practice. Dânsii până nu pipăie fiecare piesă, până nu fac toate lucrările care trebuie să le facă, nu primește nota care trebuie să o aibă la finalizare. Mai mult ca atât, examenul de absolvire constă din proba teoretică și practică. El își expune subiectul teoretic, după care comisia se ridică, vine la automobil sau la stand, cel aici face lucrări și demonstrează că el are capacități de a face. De ce? Absolvenții noștri sunt cu cea mai mare plăcere înmatriculați la facultățile înrudite, transport auto, fie la Universitatea Agrară, fie la cea tehnică, dânșii îi iau cu mâinile și picioarele numai să fie elevii, să fie studenții lor, fiindcă el de fapt e de cu inginer, el îi mai trebuie ceva suplimentar și ridică acea diplomă de licențiat. Sunt încrezut în mine, sunt foarte mulțumit că am ales această instituție în cadrul practicii la atelierul auto. Am primit plăcere, am văzut că îmi place această meserie. În timpul acestor 4 ani am studiat totul, începând cu structura metalelor din care sunt
confecționate piesele și ajungând cu demontarea și dezasamblarea acestora pentru a înțelege mai bine funcționarea lor. Ce planuri ai? După ținerea proiectului de diplomă, v-aș vrea să continui studiile și pe parcurs să mă angajez la o stație de service auto și treptat să obțin mai multe informații și să mă dezvolt în acest domeniu. Iată, aici este un atelier pentru practica de lăcătușărie. Unii elevii fac primele lucrări practice în această instituție. Produsul care este la finele acestor 10 zile, o clasă face un automobil. Două automobile, da? Vedeți, ei și-au indicat grupa care a făcut-o, clasa aceasta, da? Aici sunt mai multe operații care le fac. În primul rând, ei cu șubier fac trasare, trasează caroserie, după care o taie, da? După care o îndoaie, după care fac găurile astea pentru fixarea caroseriei, după care fac roțile, vedeți, le taie. Toate operațiunile, practic, sunt filet interior, filet exterior, fălțuirea, nituirea, burghierea, pilirea, toate operațiunile în căciorie. Aici dăm pilirea convexă, concavă, toate operațiunile. Planurile tale de viitor? Până când nu am făcut niciun plan de viitor, dar consider că voi pleca la universitate și voi continua studiile, după care mă voi angaja la un post de muncă decent. Te gândești să revii aici, în această instituție, pe post de maestru sau profesor? Poate, da, poate. Încă nu am făcut niciun plan. Păi de voi tineri, aveți voi modele în meserie, în profesie, modele de viață? Ca model de viață, pentru mine este tatăl meu și domnul director, desigur, pentru că face totul ca să avem condițiile și să ne fie plăcut în muncă, să lucrăm. Automobile de azi sunt foarte complicate. Ca unitate, iată, nu vedeți cât cablaj este acolo. Și dacă de la orice conexiune ar fi câte un cablu aparte, atunci numărul de cabluri ar fi mai mare ca mașină. Deci ei sunt prize speciale care se conectează, dar e o specialitate poate chiar cea mai complicată din care le avem. Și vreau să vă zic că specialiști în domeniul dat sunt întrebați. Sunt întrebați fiindcă curentul electric e ceva care se simte și se vede sau numai se simte și nu se vede? Cineva din voi a văzut curentul electric? Nu se vede. Da, se simte, da? Pui, ei se rămân mână și o simt momentală. Aici sunt selectații elevii cei mai buni, mai bine pregătiți, însuși diagnosticarea, întreținerea tehnică, reparația, echipamentul electric și electronic auto, mai bine că dânsi și nu cunosc. Specialitatea noastră este una din cele mai complicate. Asta ne-o arată fiecare lecție. Ne arată profesorii, o demonstrează nivelul de specialiști care iese din acest colegiu și banii pe care îl primesc specialiștii. Cel mai bun model, putem spune că este chiar același dirigente, același director al colegiului, care au fost și ei elevi al acestui colegiu, au absolvit apoi universitatea, s-au reîntors în colegiu și ne predau ceea ce au învățat ei de la mentorii săi, ne predau și nouă și ne dă și nouă nimbol, că învățătura niciodată nu se strice și mereu o să ne ajute în viață și să știm mereu locul de unde am început și unde trebuie să ne întoarcem cu gânduri frumoase. Și tu crezi că ai acele calități, ți s-ar potrivi pedagogia? Eu cred că mi s-ar potrivi din motiv că am răbdare și îmi place să explic de două, trei ori, chiar dacă văd că mă roagă să-i explic, eu explic, văd că el vrea să înțeleagă, dar dacă nu văd atragerea lui față de obiect, înseamnă că el pur și simplu întreabă, dar nu are nicio atracție față de acest obiect. Noi am venit aici cu dorința de a studia și de a putea repara și
a fi în acest domeniu. Și aveți voi create aici condiții? Desigur, avem o mulțime de machete, mulțime de automobile, în care putem să studiem sisteme electrice, putem să studiem aceste, cum sunt construite, și putem să învățăm cum să le reparăm când sunt defectate. Instituții moderne trebuie să fie în continuă dezvoltare și văd că ați achiziționat această bijuterie pentru parcul tehnic. Da, deci este o mașină destinată specialității mașini și instalații rutiere pentru construcții și mentenanța drumurilor auto, ceea ce este căutată la etapa actuală. Deci este o mașină foarte sofisticată, deci cu dirijere electrohidraulice, care sunt ultimele generații, ceea ce solicită piața din Republic și nu numai. Socot că această achiziție a instituției, prin eforturile comune pe care le-am depus și datorită acelei finanțări complementare de către Ministerul Educației și Culturii, deci o să fie binevenită pentru mulți ani în continuare această mașină, care au posibilitatea elevii noștri să-și perfecteze acele îndemânări practice care vor fi ulterior ușor aplicate în munca de zi cu zi. Noi nu am avut până acum așa mecanisme. El este primul, dar el este universal și aici pot fi făcute lucrări de laborator, practic toate la număr. Noi până acum facem lucrările de laborator la... În cadrul unităților economice, cadrul de profil. De profil. Acum îl avem la noi aici. Problema care avem, noi căutăm acum un loc unde să săpăm cu dânsul. Că avem numai asfalt în jur aici, nu putem găsi un loc pentru a-l vedea cum dânsul sapă tranșee, sapă gropi, dar este un unitate de lucru în domeniul construcției drumurilor. Câte programe de formare sunt azi în instituție? Astăzi sunt 5 programe de formare, inclusiv deci este diagnosticarea tehnică a automobilor, exploatarea tehnică a automobilor, transport auto, deci mașini și instalații rutiere pentru construcție, mentenanța drumurilor auto, echipamente electric, electronic auto și avem meserie la nivelul 3, mecanici auto. Datorită faptului și insistenței domnului director, am solicitat de la minister permisiunea pentru încă 2 meserie, mecanic electric, electronist auto și mecanic auto, redresor caroserii. Din admiterea 2022. Da, 2022, exact, exact. Ce știu tu despre exploatarea tehnică a automobilului? Practic nimic. Aici am învățat toate măsurile, fiecare piese a automobilului, tinichigerie am învățat, sudare, multe chestii noi. Să-ți prindă bine în viață? Da, desigur. Eu vreau să, pe viitor, vreau să îmi deschid atelierul meu de tinichigerii. Noi la colegi aveam atâtea automobile și tehnică în general, că nu are nimeni la nicio facultate din Republica Moldova. Și ne mândrim cu treaba asta, că directorul și toți sponsorii ne întrețin bine și ne ajută ca să avem studii superioare. Cea mai bună alegere este Centrul de Excelență în Transporturi pentru băieții care doresc să afle chestii noi despre automobiluri.